Dumnezeu să ierte. Ordinea de zi, adunare generală a Asociației Județene de Fotbal, de astăzi, joi, 6 februarie 2020. Punctul 1. Constatarea trăinei vorului. 2. Aprobarea ordinii de zi. 3. Acordarea președintelui. 4. Desemnarea ascultătorilor. 5. Desemnarea 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial. 6. Acordarea premiilor laureaților sportive a anului 2019. 7. Afilierea, dezafilierea unor membri și aprobarea prin votul membrilor la afiliația în Județul Buzău. 8. Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv și Administrație la JF. 9. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019 și aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Unanimitate. Ordinea de zi este aprobată. Ne aflăm la adunarea generală a Asociației Județene de Fotbal, în afară de membri afiliați și reprezentanți ai mass media, avem ca invitați membrii Comisiei de Lucru în cadrul Asociației Județene, laureații din anul 2019, domnii primari, cei care se implică în activitatea fotbalistică din comunele respective și din partea Federației Române de Fotbal, domnul Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct. Dacă Comisia de Disciplină în trecut termina ședința, dacă începea la 5 și nu termina la 9-10 seara, acum, într-o jumătate de oră, ședința este încheiată și ăsta este un lucru bun. Mulțumim mult, domnule. Ridică, vă rog să-ți spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, anul competițional care s-a încheiat, cred că a fost unul din anii care nu au înregistrat evenimente negative în ceea ce privește violența comisă în arenele sportive. Aici merit un primul rând de statul noastră ca și organizatori. Am vrea să fim prezenți la toate aceste competiții, însă nici oamenii pe care îi avem nu ne permite să fim prezenți, să avem și alte activități pe care le desfășurăm. Eu o să fiu foarte scurt, concluziile sunt acelea, sunt comune. Ceea ce vreau eu, în primul rând, chiar dacă sunt așa puțin aparte dintr-o prezentare și dintr-o ședință, efectiv să vă mulțumim. Să vă mulțumim că de 6 ani de zile, cel puțin, am tot lucrat ca să construim, să spunem așa, ceea ce am zis noi, că se numesc arenii siguranță și, mă rog, o campanie care, prin hârtie, se numește Fair Play, Fair Play și în tribune, și prin tot ce am implementat împreună cu reprezentanții Asociației Județene de Fotbal, fără lipsă de modestie, dar trebuie să spunem că sunt modele care au fost permanent implementate și curate, dacă vreți, de alte ajuțele a Asociației Județene. Știți foarte bine că în trecut ceea ce am implementat ca și oameni de ordine și cu sprijinul noastră și-au făcut datorii acești oameni de ordine. Lucru care s-a extins și către celelalte județe. Acum de un an de zile, în ultimul sezon competițional, acel reprezentant responsabil pentru siguranță, la fel ca și concept, este implementat și în celelalte județe. Și una peste alta, așa ca să concluzionăm, vă mulțumim pentru bună colaborare și sperăm să inventăm o bună practică și pe viitor. Bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să revin în mijlocul dumneavoastră de fiecare dată când sunt astfel de adunări generale și nu numai. Vă transmit pe această cale un salut călduros din partea Federației Române de Fotbal, din partea domnului președinte Răzvan Burleanu, mai ales prin prisma faptului că Buzăul, după cum bine știți, este foarte bine reprezentat la nivel de Federație, avându-l pe domnul Cătălin Cighir, membru al Comitetului Executiv, și pe domnul Adrian Petre, președintele Comisiei de Fotbal Amator din România. Mai mult decât atât, pot să spun acum, după o experiență de aproape 6 ani, participând la foarte multe adunări generale, vreau să felicit Asociația Județeană de Fotbal pentru această organizare. Nu am mai văzut nicăieri în țară o organizare de asemenea învergură. Un proiect extrem de important prin care vrem să schimbăm puțin percepția pentru dezvoltarea fotbalului juvenil. O contribuție importantă la această clasificare a Academiilor de Copii și Juniori a avut-o și colegul dumneavoastră, domnul Cătălin Cighir, care a contribuit foarte mult la acest manual. Este un model olandez de clasificare. O altă provocare care am avut-o a fost digitalizarea. Dacă până acum
cineva, să spunem, de la Botoșani, trebuia să vină la București să legitimeze un jucător, să facă un transfer, să pună o viză, acum totul este la un click distanță. Și această digitalizare vă va ajuta și pe dumneavoastră. Și vă spunem de ce. Dacă pe parcursul contribuției dezvoltării unui tânăr jucător care ulterior face obiectul unui transfer la nivel profesionist, această solidaritate, da? Un procent din suma de transfer, respectiv 5%, se împarte procentual tuturor cluburilor care au contribuit la formarea lui. Ce diferență uriașă între valoarea loturii României, bine, după transfer market, știm prea bine cum se calculează toate astea și uitați unde se află Anglia cu Germania. Am scris prima filă de istorie. Trebuie să continuăm povestea.
mergem până la sfârșit, până la sfârșit, în fiecare merge în parte ca cel de azi. Uităm la sfârșit targetul nostru principal, următorul meci cu oameni. În seara asta ne bucurăm de victoria pe care voi ați realizat. Ați făcut, așa cum ați spus, mândri, 20 ceva de milioane de români. Vreau să vă mulțumesc în numele staff-ului pentru ceea ce ați realizat. Haide, George, Puștaș, gol, gol! Poate veni acum Ianis, Ianis! Gol! 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 Cea mai mică cu care noi am început în 2014. Erau under 15. Și cu tot ceea ce s-a făcut la nivel de loturi naționale, absolut toată susținerea de care au avut nevoie, au făcut posibilă această performanță. Știți prea bine că fotbalul nu putem obține peste noapte. Vă mulțumesc, sper că nu v-am plictisit, pentru că au fost niște momente care merită trăite, dar înainte de a încheia discursul, vreau să vă ofer dumneavoastră, în intermediul președintelui Asociației Județene de Fotbal Buzău, o plachetă din partea domnului Răzvan Burleanu pentru meritele pe care le-ați avut la dezvoltarea fotbalului românesc. Echipa anului 2019 este și firesc SCM Gloria Buzău. Domnul Cazan. Și vă urmă un succes. Este și domnul secretar aici. Haideți împreună să facem ca Gloria să ajungă la Liga 1. Ați văzut stadionul se modernizează, a apărut o tabelă. Poate domnul Bădescu ne ajută. Știu că stă în puterea tânsului. Ca echipa națională de anul 21 să vină și la Buzău. Cred că noi am mai avut această discuție, stadionul arată din ce în ce mai bine. Domnul Cazan vă poate spune, dacă se face SB-ul, va veni în play-off la Buzău? E aproape certă, dar până când vom perfecta în SB-ul, nu vreau să A fost greu să decidem echipa județeană anului 2019, am avut o campioană, este vorba de Rasa Cinecăgeata, Săgeata, și o altă echipă, ASE Avântul Zărnești, care a câștigat atât Cupa României, faza județeană, cât și Supercupa județeană, faza care s-a disputat la Săpoca, o nouă localitate care credem că trebuie să revină în planul eharta fotbalului județean. Îi invit aici pe domnul Mița din partea SCS Săgeata și pe domnul primar Lazar Alexandru. Chiar că la Zărnești nu sunt lucrurile așa de rele, cum se spun. Domnul primar, trebuie să ne spuneți câteva cuvinte, atât și domnul Mița, pentru că la Zărnești, chiar dacă avem acolo un personaj care ne mai face probleme, dar dumneavoastră puneți multe pasiune și trebuie să ne spună, în momentul că nu este chiar așa și ați avut o performanță atât prin câștigarea cupei, cât și câștigarea supercupei județene. Bună ziua! Bună ziua cu colegii, cu colegii de scaun. Nu ăsta este premiul adevărat. A fost premiat cu suma de 500 de milioane vechi din partea federației. Din partea federației. Mulțumim de tot!
Da. Precizarea că o să o plătiți și asta e lucrul bun. Da. Să știți cum e foarte ușor la o comună să te ocupi și de fotbal. Dacă nu-ți place, n-ai ce căuta în jocul ăsta. L-am practicat și de cât sunt primar 2004, am susținut echipele de fotbal, echipa de fotbal, echipele. Cam două echipe în campionat. Costurile sunt destul de mari. Vreau să vă spun că nu permit să decontez niște cheltuieli neprincipiale, deci doar cu... Mulțumim pentru premiu. Este o muncă de 5 ani de când am refăcut acest proiect din Săgeata. Nu este numai, știți, meritul principal este al domnului Ian Oprea, a colegilor, pentru că nu e să sunt destul de mulți. Și să mai și spunem că nu ne oprim, ținta noastră este să ne oprim în ideea atât. Doamne, felicitări și mult succes! Echipa de junior a anului, la fel prin rezultate, avem două premiate. Este vorba de DPS Buzău și CSM Râmnicu Sărea. Domnul primar și domnul director și lui. Bună ziua, vă spun și eu. Sunt cât se poate de fericit, nu atât că am primit un premiu, nu merit absolut deloc, ci mai cu seamă că particip după ceva vreme la o întâlnire și am să precizez un termen care s-a folosit, pasiune. Deci mă bucur să mă întâlnesc cu oameni pasionați, dumneavoastră și toți cei de aici sunt cei care țin fotbalul în viață. Fără pasiune nu putem face nimic, dar în fotbal e poate mai special. Eu sunt mândru că am fost printre primii care am susținut o conducere a federației din care colegul, prietenul nostru, Gabi Bodescu, face parte. El din modestie a spus că Buzău este foarte bine reprezentat și a vorbit doar de Cătălin Cighir și de Adi Petre Nascu și de Gabi Bodescu. Gabi, primul tău experiment a fost județul Buzău și consider în continuare că este un proiect pilot pentru Federația Română de Fotbal și vă mulțumim în egală măsură și ție și lui Gabi și lui Răzvan. Și de asemenea sunt mândru că am susținut o echipă, în mare parte cei din fața dumneavoastră, ai comitetului executiv. Nu trebuie să ne raportăm activitatea lor de fiecare dată la ceea ce a fost în urmă, ci la ceea ce este în jur. Și Buzău, pentru că în ultimii 7 ani cred că am câștigat toate finalele pe care am disputat pentru promovare la Liga 3, înseamnă mult în ceea ce privește calitatea competiției. Eu am mare încredere, revin la termenul de încredere, în pasiunea dumneavoastră, a celor care conduc federația și județul. Baftă în continuare aia.
competiție, cred eu, care peste 4-5 ani de zile își va arăta roadele. O inițiativă bună. Mi-aduc aminte când eram de vârsta lor, nici nu ne treceau pe minte să văd la federație să organizeze așa ceva. Mă bucur că se schimbă lucrurile în România. Ceilalți prezenți astăzi, ca din acești copii să-i vedem mai departe în echipele din Liga 1 și în echipele naționale ale României. Trebuie să continui și îmi doresc tare mult și cu siguranță, cu tot sufletul o să mă implic în viitoarele proiecte care, bineînțeles, nu pot aduce decât lucruri pozitive în fotbalul românesc. Avem la afilier definitive, ACS Timp Săgeata și ACS Montana Cătărlagele sunt cluburi cu personalitate juridică și au obținut acel certificat de identitate sportivă și au, trebuie să-i afiliem sub această denumire. La dezafilier, AFC Cuiești, ACS Baltalba, ACS Olimpia 2010 Rămâne Sărață, Montana Cătărlagele și ACS Fotbal Timp Săgeata. Pe denumirile vechi, cine este pentru? Împotrivă, cine? Deci în perioada 28 februarie 2019 și 6 februarie 2020, activitatea Comitetului Executiv s-a bazat pe respectarea și aplicarea statutului AJF, a legilor și regulamentelor emise de Federația Română de Fotbal, de UEFA și de FIFA. Comitetul Executiv a căutat de fiecare dată și a reușit să-și desfășoare lucrările în totală legalitate și în proporție de 95,7% deciziile sale se învăță în anumitate de voturi. Ședințele au la bază întotdeauna problemele și nevoile dumneavoastră. Propunerea care le aveți dumneavoastră, noi am ținut tot timpul cont de ele. Astfel, ce ați văzut dumneavoastră a prezentat domnul președinte, cu atenție competiții, au fost aprobate de către Comitetul Executiv în unanimitate de voturi, precum și fondurile necesare pentru organizarea lor. S-au aprobat regulamentele pentru jocurile de baraj, programul cu BAJF care s-a desfășurat, s-a aprobat manualul de licențiere la Liga a 4-a pentru 2019 și 2020, s-a aprobat sistemul competițional în sezonul 2019-2021. Următorul punct pe ordinea de zi, aș propune să acordăm titlul de membru de onoare a Asociației Județene de Fotbal unor domni care au reprezentat enorm mult pentru Asociația Județene de Fotbal și invit aici pe domnul Lambru Marian și domnul Nicolae Rogoșa. Domnul Lambru, am intrat în calculatorul dumneavoastră și am găsit pozele astea. Secretarul General al Asociației Județene de Fotbal timp de 20 de ani, domnul Lambru Marian. Secretarul General să mă suporta și acum, cred că vreo jumătate de oră. Înainte de a spune ceva despre ce am primit eu în această seară, aș vrea să, în numele dumneavoastră a membrilor afiliați, să aduc salutul nostru domnului Secretar General Adjunct Gabriel Modescu, prezent astăzi aici, pentru că prezența dânsului aici reprezintă preocuparea permanentă a Federației Române de Fotbal față de activitățile desfășurate de AJF-uri în țară. Pot să spun că este o recompensă după 40 de ani de activitate, din care ultimii 19 în calitate de secretar general. Sunt mândru
că am colaborat cu dumneavoastră și chiar dacă uneori am avut diferențe de opinii, relația cu dumneavoastră a fost bazată pe un sentiment de respect reciproc, de respectare a legilor și regulamentelor în vigoare, astfel încât de fiecare dată rezultatul a fost unul plăcut pentru ambele părți. Acest, să-i spun, trofeu primit în această seară, îl voi pune la loc de cinste, voi fi mândru de el, pentru că reprezintă activitatea mea, reprezintă Asociația Județeană de Fotbal Buzău, reprezintă membrii afiliației Asociației Județene de Fotbal Buzău, cu care am colaborat în această perioadă și sunt mândru de aceasta.